Banca Națională a Moldovei încurajează cetățenii să utilizeze metodele de plată fără numerar, cum ar fi aplicațiile internet, plățile securizate pentru comerțul electronic, precum și cardurile pentru plata bunurilor și serviciilor în puncte comerciale. Aceste metode sunt mult mai igienice decât utilizarea numerarului și constituie o bună practică de prevenire a răspândirii bolilor transmisibile, inclusiv a virozei de tip COVID-19. Într-un comunicat de presă, BNM menționează că evitarea sau limitarea contactului cu banii care circulă din mână în mână poate avea efecte sesizabile pentru protecția sănătății fiecăruia. Totodată, BNM, în calitate de autoritate monetară, ia măsuri speciale de stocare și procesare a bancnotilor și monedelor primite din circulații prin izolarea acestora pe o perioadă de minimum 14 zile, înainte de a fi reduse în circulație pentru a limita riscul de propagare a noului virus. Banca Națională, băncile licențiate și prestatorii de servicii de plată nebancari funcționează în regim normal, fiind gata să asigure toate serviciile financiare prestate.